Ceremonia a debutat cu intonarea imnului României și a Europei în prezența autorităților locale și județene, dar și a târgu mureșenilor. Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția României de 3 ori. Astăzi se împlinesc 139 de ani de la obținerea independenței de stat a României și 71 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa. La 9 mai trebuie să ne reamintim, mai mult ca oricând, ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, de valorile și principiile pe care se bazează, la fel de valabile astăzi ca în urmă cu aproape 60 de ani. Proiectul european înseamnă pace, coeziune, solidaritate, prosperitate, o realitate pe care de multe ori uităm să o apreciem. Omagiați pentru curaj, pentru sacrificiu și pentru că și-au pus viața în pericol ca România să fie astăzi ceea ce este. Veteranii, cei care duc cu ei greutatea războiului și rămân veșnic o adevărată carte deschisă de istorie. Meritele, curajul și sacrificiul au fost încă o dată răsplătite cu ocazia acestei zile istorice. Continuă manifestările dedicate veteranilor printr-un nou proiect intitulat Onor Eroilor Mureșeni. În cadrul acestui proiect ne-am propus și am reușit ca la ceremonia de astăzi să reunim cât mai mulți veterani de pe tot cuprinsul județului Mureș. Sunt deosebit de onorat să vă anunț că la ceremonie, aici de față, sunt prezenți un număr de 42 de veterani de război pe care vă invit să-i omagiem cu aplauze. Domnul Tiberiu are 92 de ani și ne spune câteva frânturi din viața din cel de-al doilea război mondial, momente grele unde curajul era tot ceea ce l-a îmbărbătat, căzând prizonier la ruși. Un colonel rus care pricepea germana, însă limba maghiară nu, și m-a luat cu ei. Eu am tradus între prizonier maghiar, Am tradus nemțește la colonelul rus și m-au luat cu ei. Data de 9 mai a fost aleasă ca ziua Europei de Consiliul European de la Milano în 1985.